Ei bine, ce înseamnă să-ți facă ceva bun, să-ți aducă ceva bun în viața o femeie? Înseamnă să treacă ocazional această bunătate și prin stomac. De asta am venit în bucătăria Vorbește Lumea, unde o femeie deosebit de frumoasă, Florența. Bună! Ne facem fiecare vineri bună cele mai dulciuri. Mai bune dulciuri, nu? O femeie frumoasă trebuie să știe să și gătească. Dacă îți face dulce bine, mie mi se pare că 90% din treaba e rezolvată deja. Florența, ce ne faci astăzi? Uite, astăzi o să vă pregătesc o rețetă foarte ușoară. Eu așa spun că este foarte ușoară rețeta. Este o prăjitură cu măr de post. Stop, avem o problemă. Ce problemă? De ce pisezi o banană? Două chiar. Două? Două. 300 de grame de banane. Pentru că, fiind o prăjitură de post, trebuie să-i facem și un blat. Avem în compoziție și un blat și blatul trebuie să se închege un pic. Trebuie să folosim alte ingrediente, alte chestii. Deci banana nu putem folosi ouă, nu putem folosi lapte. Deci trebuie să facem și noi cu ceva, cu altceva. Interesant. Cu fructe. Banana nu o să se simtă în blat ca și aromă, doar că o să-i dea consistență. Și atunci... Hai cu lista de ingrediente. Lista de ingrediente avem așa, avem puțin ulei, undeva la 75 de mililitri, aproximativ așa, aproximativ 100 de mililitri de lapte. Și este lapte de cocos am folosit. Puteți spune și lapte de soia. Mai multe câte feluri de lapte au apărut. Deci cum am spus ei lapte din cocos, nu știu. Florența, fii atentă. Vreau să ai timp să spui toate ingredientele cum trebuie. Lumea, suntem în bucătărie alături de Florența. Care ne face astăzi? Ce ne face? Prăjitura de mere de post. Am adăugat pentru blat. O să facem un blat banane, lapte de cocos și ulei. O să pun zahăr. Așa că rămăsese puțin bicarbonat, da, cu ingredientele. O să pun și puțină sare. Un pic de sare. Amidon de porumb. Bun. Și praf de copt. Apoi puțin extract de vanilie și adăugăm făina. Amestecăm acest blat. Am pus bananele pentru consistență. Aici avem puțin extract de vanilie. Asta e problema lui Bogdan, că, domne, cum face Florența prăjitură cu mere, dar pune banane? Bananele sunt pentru consistență. Așa. Și să știi că o să vezi că nu simți aroma de banană, o să simți aroma de măr la sfârșit. Uite, adaug și făina. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut o compoziție omogenă, o să o pun în formă la copt. Astea sunt toate ingredientele, Astea sunt toate ingredientele. O să mai avem în partea a doua măr, zahăr și scorțișoară. Și mărul cum îl facem? O să-l Curăț, o să-l rad și o să-l pun la călit. Îmi dai mie cojile, știi cum făcea mama când eram mic? La voi se întâmpla chestia asta să curețe mama așa mărul și să facă o coajă în aia lungă, lungă, lungă de tot și să-ți dea să mănânci? Da. Mamă, deci acum am înghițit în sec numai când m-am gândit. Uite, vezi, blatul nostru are consistență, o să și crească și o să fie absolut delicios. Și o să-l punem... O să-l punem în formă. Aici. Da. Aici. Și la cuptor. Și la cuptor. Bine. E foarte mai simplu. Mai amestec puțin. Și e așa simplu rău când face Florența lucrurile și ți se pare că poți să faci și tu. Și multora vă și iese. Eu când am încercat, a fost rău. Dar vă arăt pe un story la mine pe Instagram. Mergem la colegii mei, Bogdan și Lili. Culori interesante avem și noi aici în bucătărie. Nu de piersicuță, ci de mere. Că așa arată prăjitura pe care a terminat-o Florența. Dar aș vrea, Florența, asta să dedicăm prăjitura colegului nostru, Ionuț, care este aici și care astăzi ne părăsește. Cum se zice? Se duce la mai bine. Putem să zicem? Da. Putem să le arătăm pe Ionuț să le facă și nouă cu mâna, să îi dăm toată tava. Gata. Ionuț, uite, fă-ne din cameră. Cuine lași, Ionuț. Cuine lași, Ionuț. Chiar. Așa, bun. Hai să vedem cum am ajuns la minunăția asta. Am terminat prăjitura, am făcut blatul acela cu banană, da, pentru a deveni omogen. Am călit apoi mere. Uite, așa arată prăjitura noastră. Uite, asta o iei cu tine peste mări și țări, Ionuțule. Așa, așa arată prăjitura noastră. Este simplu de făcut, am călit merele cu puțin zahăr și scorțișoară și apoi l-am adăugat peste blat. Și ai zis tu că nu o să se simtă gustul de banană, uite, nici nu cred că... Se simtă că este de post, uite, să vezi ce bună este. Uite, facem așa. Ia.
Hai, vin aici, că e pentru tine, ia. Așa, ține-te acolo. Gata. L-am hrănit pe Ionuțu. Cum e Ionuțule? Gata, a luat-o cu totul. Hopa. Pune lingurița. Florența. Am schimbat, asta e a ta. Îți super mulțumim, Ionuț, te pupăm și pe tine. Și pe voi vă așteptăm și cu alte rețete drăguțe și dulci de la Florența. Vinerea viitoare. Normal. Corect? Corect. Corect.